Și acum hai să vedem pentru ziua de luni, 30 august, care este energia cărților de tarot. Foarte frumos, avem aici 8-ul de cupe. O carte care ne vorbește despre plecare, despre călătorii fizice sau emoționale. Aici o parte dintre voi va trebui să vă rupeți de un loc, de un job, de un lucru fizic cu care erați obișnuiți până acum, o parte dintre voi s-ar putea să trească să vă rupeți de niște persoane, de niște relații, de niște atașamente. Partea pozitivă este că aici lăsați ceva în urmă pentru a obține ceva mult mai bun, ceva mult mai frumos, ceva mult mai pozitiv în viața voastră. Și indiferent că vreți să faceți aici o schimbare în viața voastră emoțională, sentimentală, sau în cariera voastră, sau în locuința voastră, toate aceste schimbări, toate aceste modificări, toate aceste călătorii sau îndepărtări sunt foarte, foarte bine aspectate astăzi și din punct de vedere astral, pentru că astăzi, pe 30 august, Mercur intră în semnul Balanței. Și aici are o poziție foarte frumoasă, foarte echilibrată pentru toate întreprinderile de afaceri, pentru a ne planifica activitățile pe următoarea lună, pe următorul trimestru, pe următorul an. Vor fi foarte bine aspectați toți cei care activează în domeniul artistic, în muzică, design, în beauty. Fie că vorbim despre hairstyliști sau o simplă coafeză, fie că îți place să faci machiaje sau unghii, toate aceste lucruri combinate cu energia de a începe o afacere, de a obține mai multă stabilitate financiară, sunt foarte, foarte bine aspectate. În această zi sau începând cu această zi, mai bine zis, poți să-ți pui bazele unei afaceri care îmbină utilul și plăcutul. Și pentru o parte dintre voi s-ar putea să faceți această decizie, să schimbați traiectoria voastră în carieră sau să nu mai lucrați pentru cineva, ci să vă deschideți propria voastră afacere. Aici, cartea de tarot care a ieșit pentru această zi vă confirmă că această schimbare, această plecare, această îndepărtare și începerea unui lucru nou este cel mai bun lucru, este cea mai bună decizie pe care puteți să o luați. Pentru că aici toate cărțile și energiile planetare sunt de partea voastră, vă susțin și puteți să aveți foarte, foarte mult succes. Partea cea mai frumoasă este că o să aveți atât succes material, dar o să fiți și împliniți din punct de vedere emoțional, pentru că lucrați pentru voi, pentru că faceți ceva de la zero, construiți ceva de la zero. O să iasă ceva din mâinile voastre și oarecum din asta o să vină și împlinirea emoțională pe care o căutați de la jobul vostru, de la activitatea pe care o faceți zi de zi. În relațiile de dragoste, dacă trebuie să aveți anumite conversații importante în relația voastră, fie că voi și partenerul sau partenera voastră nu mai sunteți pe aceeași lungime de undă și trebuie să negociați ce vă doriți de aici mai departe pe viitor, care sunt țelurile, care sunt aspirațiile voastre, ce vreți să obțineți, în ce direcție vreți să duceți relația și viața voastră. Astăzi este o zi foarte bună să aveți aceste conversații, pentru că sub energia lui Mercur în Balanță o să puteți să fiți calmi, o să puteți să fiți echilibrați, o să aveți niște skill-uri de negociere foarte, foarte bine dezvoltate, o să puteți să ajungeți la un compromis din care ambii parteneri, din care ambele persoane o să iasă mulțumiți. Dacă v-a plăcut această etalare zilnică și vreți să vedeți mai multe etalări de tarot, inclusiv etalări lunare și anuale pe zodii, etalări de tipul alege o carte în care voi alegeți mesajul care rezonați cel mai mult, precum și răspunsuri la o întrebare foarte clară, foarte concretă, vă aștept pe canalul meu de YouTube. De asemenea, dacă aveți alte întrebări la care vreți să obțineți un răspuns, să fie aici întrebări generale, da? Lăsați-mi aceste întrebări în comentarii și o să mă inspir din ele când o să pregătesc următoarele etalări de urgență pentru voi. Vă mulțumesc că ați stat cu mine până la final, ne vedem și în videourile următoare. Pa, pa!